Dar dumneavoastră ce relație aveți cu Anghel Iordănescu? Dar nu una foarte bună, fiindcă, dar nu mai contează, dar fi să dezgrupă morții. Dar nu mă interesează. Eu cred că ceea ce spun e un lucru normal și un lucru real. Nu e cam eu ceva cu neapuiu sau că îl păi nu că aveți ceva, dar până la urmă știe toată lumea că sunteți un om care spune lucruri pe nume, nu dezgrupă morții. Păi vedeți câte selecții am eu la echipa națională, cât a fost eu de rest, pentru nu. În total aveți, cred că, 14 sau 15, din ce țin eu. Da, dintre care cât a fost el selecționer, am vă 4. E adevărat. Păi și... Și haideți să vă spun ceva, vedeți că 94, 99 am jucat în România. Și nu că sunt modest acum, da. Meritam să joc și... Au fost, într-adevăr, niște... mari și inexplicabile nedreptăți, de pildă cu Dănuț Lupu Una, Lăcătuș, care nu ajunge la Mondialul. Din... A, e o carte de scris aici. Domnul Lupu, credeți că ați fost evitat de Iordănescu pentru că erați dinamovist și unul dintre copiii de suflet al lui Lucescu? Nu, de neapoi, deci cei care făceau convocările la echipa națională. Păi cine făcea convocările? Nu Iordănescu? Anumii jucători și punem punct, ai închidem subiectul. Hagi Gica Popescu? Închidem subiectul, vă rog frumos. Au trecut ani, m-am împăcat cu ideea, m-am împăcat și cu ei, nu mai vreau să te zic morți.